Vasile Despa, unul dintre cei mai fideli suporteri a echipei de fotbal a clubului sportiv al Armatei Steaua, a trăit joi clipe extrem de emoționante. Suporterul, în vârstă de 63 de ani, care suferă de o boală gravă încă de la naștere, a fost vizitat acasă de către comandantul clubului sportiv al Armatei Steaua, Bixi Pompilu Mocanu, însoțit de fundașul dreapta Mihai Valentin Butoi și de managerul echipei de fotbal Cristian Neagoe. Vasile a primit în dar din partea clubului sportiv al Armatei Steaua și a sponsorului Feratum Money, un tricou și o minge, ambele având semnăturile întregii echipe și a stafului tehnic, dar și promisiunea de a se număra printre invitații de seamă la inaugurarea noului stadion din Bulevardul Ghencea. Vă bucurați de vizita care v-a fost făcută astăzi? Da, da, da mă bucur foarte mult. Încercăm prin astfel de activități să aducem aproape de club, de echipa de fotbal, să aducem suporterii, cei care, dintr-un motiv sau altul, nu se pot deplasa, nu pot ajunge la stadion și atunci ne-am gândit că, fiind într-o lună în care primăvara face simțită prezența, să începem să ne uh, facem simțită și noi prezența, să venim lângă dumnealor și să le arătăm că orice fel de suporter pentru noi contează. O întâlnire sufletească, aceste gesturi sunt foarte frumoase pentru suporterii care nu au posibilitatea să ajungă la meciuri. Sper să ne susțină în continuare și să fie alături de echipă măcar cu sufletul.